Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Rodica Cravcenco, urmăriți în continuare cele mai importante evenimente atât din țară cât și de peste hotare. Vedeți cele mai importante titluri. Șefa statului a convocat joi în ședință Consiliul Suprem de Securitate. Ce subiecte au fost abordate, vedeți în cele ce urmează. Parlamentul s-a întrunit în ședință extraordinară. BEX a boicotat ședința. Ce decizie a aprobat legislativul, vedeți la știri. În Ucraina se prelungește cu 90 de zile legea marțială și a mobilizării generale. Zelenski a semnat un decret în acest sens. Săptămâna viitoare, președintele Joe Biden va efectua o vizită în Maui pentru a se întâlni cu salvatorii și victimele dezastrelor, precum și cu oficiali federali și locali. Președintele Maia Sandu a convocat joi în primele ore ale dimineții Consiliul Suprem de Securitate. Subiectul de discuții, situația din sectorul energetic și asigurarea securității energetice a țării pentru sezonul de încălzire care urmează. Anterior, într-un interviu pentru Realitatea, ministrul energiei Victor Parlicov a spus că dacă Energocom reușește să achiziționeze aceeași cantitate de gaz la un preț de până la 500 de dolari per mii de metri cubi, în plus față de cei 400 de milioane de metri cubi existenți de gaze, se creează condiții prealabile pentru reducerea tarifului la gazele naturale, dar decizia finală depinde totuși de ANRE. Statul nu are suficienți bani pentru indexarea pensiilor la nivelul inflației anuale, este răspunsul președintei Maia Sandu pentru pensionarii din Bilicenii Vechi, raionul Sângerei. La întrebarea când vor avea venituri mai mari, șefa statului a întreprins o vizită de lucru în localitate și s-a întâlnit cu cetățenii, autoritățile publice locale, dar și cu unii agenți economici. Inflația la de anul trecut a fost 37%. Nouă ni s-a păcătuit. Când ne dă primăvara asta 15%, iar următoare la 1 octombrie. Ce să putem primi asta? Asta e. Inflația a fost foarte mare. În această primăvară s-a făcut indexarea cu 15% sau cu 14%. Indexarea la noi se face anual, nu se face odată la jumătate de an și s-a făcut indexarea cu 14% pentru că nu au fost resurse pentru 35%. În schimb, înainte de asta, știți că pensiile au fost majorate. Și pensia minimă și pensia minimă. O altă problemă abordată de cetățeni a fost și calitatea serviciilor medicale. Vă rog frumos, mergeți în Parlament, în fața deputaților, măriți zilele de spitalizare. Pentru 7 zile este nu e suficient pentru tratare. Și pentru anumite probleme de sănătate poate e suficient să stai 3 zile la spital și pentru alte probleme de sănătate trebuie să stai 15 zile sau 20 de zile la spital. Deci nu numărul de zile pe care îl stai în spital rezolvă problema de sănătate, dar calitatea serviciului. Important pentru dumneavoastră este când omul a ajuns acasă, el să fie în stare bună. În cadrul vizitei întreprinse, Maia Sandu s-a întâlnit și cu agenții economici din raionul Sângerei. Parlamentul s-a întrunit în sesiune extraordinară convocată la inițiativa șefului legislativului Igor Grosu. În același timp, reprezentanții majorității de la guvernare au rămas singuri să analizeze ordinea de zi, deoarece opoziția, reprezentată de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, a părăsit sala în urma procedurii de aprobare a planului de lucru al deputaților. Motivul? Lipsa de dorință din partea PAS de a sprijini inițiativele BCS, spun aceștia. La aprobarea ordinei de zi, deputații BCS au sugerat colegilor să înainteze Parlamentului, printre altele, inițiative care prevăd acordarea de sprijin părinților înainte de 1 septembrie. Opoziția a mai propus revizuirea prețului pâinii, audierea reprezentanților cabinetului de miniștri, precum și a premierului pe mai multe subiecte. Cu toate acestea, parlamentarii PAS fie s-au abținut, fie au votat împotrivă. Am încercat să analizăm ce este de urgent de examinat în o misiune extraordinară și nu am găsit niciun subiect care nu putea fi examinat ori în sfârșitul lunii iulie, ori în începutul lunii septembrie, dar am văzut tentativa cu prevetingul, cu scopul de a bloca Curtea Supremă de Justiție deciziile acestea. Am văzut pregătirea pasului către alegerile locale și preluarea abuzivă a competențelor domeniului protecției sociale, educație, astfel încât administrația locală va rămâne fără atribuții și aveți un aviz negativ a CALM
a unei structuri importante care a fost cândva respectată de către Partidul de Guvernare. În această situație înțelegem că PAS merge în sesiune extraordinară pe agenda sa politică, iar noi, blocul comuniștilor și socialiștilor, nu facem parte din această agendă politică și partinică. Iar Igor Grosu a comentat boicotul celor din opoziție. Ieri am avut ședința biroului permanent, la care au participat vreo 5 reprezentanți ai estimatei opoziției. Nici unul din subiectele pe care ei azi atât de mult au încercat să le promoveze, nici unul nu l-au propus la ședința biroului permanent. Asta vorbește despre ipocrizie, despre faptul că nu le-a muncit repede la hodină înapoi, tare repede. Iată, domnul deputat care acum vine cu reacția, a stat toată ședința biroului permanent, un cuvânt n-a scos să vină cu o propunere la ordinea de zi. Probabil era cu gândul la hodina întreruptă. Stimați cetățeni, ca să știți, au venit să bifeze, că chipurile azi au fost la lucru, să iei banii pentru ziua asta muncită. Poate ar trebui să modificăm regulamentul, să nu-i plătim pe trișori, să nu zic un cuvânt mai obraznic. Amintim că acesta nu este primul boicot al opoziției. Blocul comuniștilor și socialiștilor a părăsit de mai multe ori plenul în semn de protest în cadrul ultimelor ședințe ale sesiunii ordinare a Parlamentului. Majoritatea de la guvernare a revizuit și a adoptat proiectul de lege privind prevetingul, document care a fost întors aleșilor poporului de către președintele Maia Sandu. În comisie s-a hotărât admiterea propunerilor președintelui Republicii Moldova vizate în demersul cu numărul 010653, care are ca obiect reexaminarea legii 252 în următoarea redacție. Denumirea proiectului de lege se completează cu textul și modificarea unor acte normative. Punctul 2. Articolul 11, alineatul 6, va avea următorul conținut. La aprecierea corespunderii cu criteriile prevăzute la alineatul 2 și 3, actele sau constatările altor entități cu competențe în domeniile respective nu au valoare prestabilită pentru Comisia de Evaluare. Constatările din hotărârile judecătorești irevocabile se iau în considerare în mod obligatoriu de Comisia de Evaluare, cu excepția hotărârilor pe care Comisia de Evaluare le consideră arbitrare sau vădit nerezonabile. Comisia de Evaluare se poate pronunța doar asupra încălcărilor regulilor de etică și conduită profesională, fără a se pronunța asupra legalității hotărârilor respective. În plus, în cadrul ședinței extraordinare din 17 august, fracțiunea PAS l-a numit pe Alexander Pânzare în calitate de director adjunct al Centrului Național Anticorupție. De asemenea, în prima lectură a fost adoptat un proiect de lege privind acordarea de beneficii în cadrul programului Gestionarea Deșeurilor Solide și au fost aduse modificări la 19 legi de reformă în domeniul protecției sociale. Amintesc că o astfel de măsură există în majoritatea țărilor europene, inclusiv și în țara vecină România. Deci scopul acestui proiect nu este să fie monitorizat fiecare tranzacție financiară, oricare cetățean. Nu asta este scopul nostru. Scopul nostru este să contracărăm anume activităților grupărilor criminale și spălarea de bani. De menționat că Parlamentul a fost convocat în ședință extraordinară pe 17 august la inițiativa speakerului Igor Grosu. Ministrul Afacerilor Externe al României, Luminița Odobescu, a susținut un discurs online în cadrul reuniunii diplomației Republicii Moldova, care se desfășoară timp de 2 zile la Chișinău. România este și va fi alături de Republica Moldova în aceste vremuri dificile, este mesajul reiterat de către oficialul de la București. Șefa diplomației române a apreciat eforturile autorităților de la Chișinău în ceea ce privește parcursul european al țării noastre în pofida crizelor cu care se confruntă Republica Moldova. România este și va fi alături de Republica Moldova în orice condiții, la bine, dar mai ales la greu. Vom continua să facem tot ce putem pentru a vedea o Republică Moldova suverană, integră teritorial, o Republică Moldova puternică și membră a Uniunii Europene. Avem nevoie de noi interconexiuni energetice, de extinderea infrastructurii de transport și de trecerea frontierei. Lucrăm împreună la transpunerea în practică a proiectelor dedicate acestor obiective. Este de altfel îmbucurător nivelul record al comerțului bilateral și ne propunem valorificarea potențialului pe care îl avem pentru a continua în această direcție.
Tot în cadrul reuniunii ambasadorilor, un mesaj a transmis și ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba. Diplomatul a transmis un mesaj de susținere pentru guvernarea de la Chișinău și a mulțumit moldovenilor pentru sprijinul acordat Ucrainei. Moldova a obținut cu succes împreună cu Ucraina statutul de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Fiți siguri că, în calitate de prietenă și vecină, Ucraina va face tot ce stă în putință ca Moldova să nu afle suferința războiului niciodată. Noi, ca nimeni alții, suntem interesați de securitatea și prosperitatea dumneavoastră. Dragi prieteni, aproape 800.000 de ucraineni au găsit refugiu temporar din calea rachetelor rusești în Moldova. Aproape jumătate dintre aceștia sunt copii. Moldova a furnizat sute de tone de ajutor umanitar și nu doar guvernul, dar și moldovenii au făcut voluntariat pentru a colecta ajutor umanitar pentru orașele și satele ucrainene. Întotdeauna vă vom fi recunoscători pentru ajutor în aceste timpuri dificile. Ministrul ucrainean și-a încheiat discursul cu un mesaj în limba română. Spre victorie, dragi prieteni, a spus Kuleba. Uniunea Europeană va transfera 135 de milioane de euro către Republica Moldova și Ucraina. Inițial, aceste fonduri au fost planificate pentru programe cu Rusia și Belarus. Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Europene, Bruxelles a decis să transfere bani din instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională, planificat inițial pentru programele Interreg Next 2021-2027 cu Rusia și Belarus. Mă bucur că fondurile pe care le-am planificat inițial pentru această cooperare vor fi redirecționate acum către programele UE cu Ucraina și Moldova. Aceasta va contribui la consolidarea cooperării dintre regiunile UE și partenerii ucraineni și moldoveni. Totodată, Comisia Europeană a menționat că această finanțare va sprijini programele căi de solidaritate și dezvoltarea legăturilor de transport transfrontalier, servicii medicale, proiecte educaționale și de cercetare, scheme de integrare socială, precum și întărirea capacității instituționale a autorităților de stat din Ucraina și Moldova. Decizia Comisiei Europene de a trimite banii doar Chișinăului și Kievului a fost comentată și la Tbilisi. Astfel, într-un interviu pentru Sputnik George, liderul partidului de guvernământ, Visul Georgian, Georgia Democrată, a subliniat că Tbilisi nu acuză decizia Bruxellesului și nu invidiază Chișinăul și Kievul, întrucât situația este acolo mai complicată. Numai în acești doi ani, diferența dintre economia noastră și economia Moldovei a crescut cu 8 miliarde de dolari. Aceasta este o diferență uriașă pe care o vom avea cu Moldova la sfârșitul anului. Aceasta este cea mai grea lovitură pentru Moldova. Economia ei este în cea mai proastă stare, așa că trebuie compensate. Atunci când aceste fonduri sunt alocate de Comisia Europeană, aceasta este un fenomen absolut sănătos. Problemele economice din Ucraina și Moldova trebuie compensate, iar noi, desigur, nu trebuie să fim geloși. Șeful Biroului Politici de Reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere cu directorul de țară pentru Republica Moldova și România, Consiliului Norvegian pentru Refugiați, Jacopo Caridi, dar și cu reprezentanții acestui oficiu. În cadrul dialogului au fost prezentate principalele activități ale organizației în țara noastră, începând cu deschiderea, la începutul anului curent, a Centrului Comunitar din municipiul Chișinău, precum și interesul pentru desfășurarea activităților, inclusiv în regiunea transnistreană, având în vedere existența solicitărilor de asistență pentru refugiații din Ucraina acomodați în acest perimetru. Alin Gvidiani a reiterat abordările Biroului Politici de Reintegrare orientate spre menținerea proceselor de negocieri și promovarea măsurilor focusate pe obiectivul reintegrării plenare a Republicii Moldova în spațiile naționale unice și în frontierele recunoscute internațional, venind cu un șir de recomandări de natură să ghideze activitatea organizației în cauză în raioanele de est ale țării. Consiliul Norvegian pentru Refugiați este o organizație non-guvernamentală norvegiană recunoscută la nivel global pentru activitățile sale în zonele de conflict și cele adiacente, orientate spre acordarea asistenței umanitare multilaterale refugiaților. În satul Copceac din Utea Găgăuzia continuă lucrările de construcție a unui drum de ocolire cu o lungime de peste 2,5 km. Costul total al proiectului este de peste 7 milioane de lei, dintre care 15% contribuția fermierilor locali.
Din imaginile video se vede cum muncitorii așează drumul chiar în lanul de porumb, adică de la zero. E un vis al localnicilor, deoarece întregul flux de trafic, în special camioanele grele, treceau pe strada centrală a satului, tronson care nu este destinat unui astfel de trafic. Și partenerii de dezvoltare au răspuns apelului locuitorilor și administrației satului Copceac, dar și fermierii locali. Costul total al drumului este de puțin peste 7 milioane de lei. 50% este cofinanțare de la partenerii noștri internaționali IFAD, adică peste 3,5 milioane de lei. Restul este aportul primăriei și aportul agenților noștri economici, mai mult de 1 milion de lei. O condiție foarte importantă în implementarea acestui proiect a fost participarea producătorilor agricoli din satul Copceac, care vor o infrastructură bună pentru a-și desfășura munca și dincolo de granițele satului. Administrația satului Copceac planifică să înceapă construcția celui de-al doilea tronson de drum al șoselei ocolitoare în acest an. Ministerul Educației și Cercetării susține decizia Comisiei Raionale de Admitere de a nu deschide câte o clasă de a 10-a în cele 5 instituții și de a desemna 2 licee în calitate de instituții zonale, în care se recomandă încadrarea elevilor din celelalte instituții. Este vorba despre liceele din Ialoveni. Asta este, de fapt, replica Ministerului de Resort la nemulțumirile conducătorilor liceelor, a primarilor și a părinților elevelor. Din satele Văsieni, Rusești Noi, Bardar, Mileștii Mici, Țăpala, Zâmbreni, dar și Horești. La data de 1 septembrie, elevii din 5 sate din raionul Ialoven trebuie să meargă la liceu în alte localități. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, 7 licee din raion au un număr mic de cereri înregistrate pentru admitere în clasa a 10-a, sub numărul recomandat de 22 de elevi în clasele din mediul rural. Analiza relevă că distanța pentru transportarea elevilor variază între 4 și 12 km. Numărul elevilor este sub numărul recomandat de 22 de elevi în clasele din mediul rural. Rata de promovabilitate în 4 din cele 5 instituții vizate nu atinge 100%. În consecință, Ministerul Educației și Cercetării susține decizia Comisiei Raionale de Admitere de a nu deschide câte o clasă de a 10-a în cele 5 instituții și de a desemna liceul teoretic Aurel David din satul Bardar și liceul teoretic Țipala în calitate de instituții zonale, în care se recomandă încadrarea elevilor din celelalte instituții cu condiția asigurării transportării gratuite a elevilor de către autoritățile publice locale în caz de necesitate. Reprezentanții Ministerului au adăugat că decizia Comisiei Raionale de Admitere este bazată pe prevederile metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal, adoptat în anul 2017. Punctul 14 din această metodologie prevede deschiderea claselor liceale în instituțiile care au cel puțin 2 clase de a 10-a. La mai bine de o săptămână de la intoxicațiile în masă la sanatoriul de la Hârjauca, Călăreaș, Agenția Națională de Sănătate Publică oferă mai multe detalii despre caz. Într-un comunicat de presă, plasat pe site-ul său oficial, administrația sanatoriului însă susține că a inițiat o anchetă de serviciu. Informăm că în perioada 07-08-11-08 a fost înregistrat un caz de toxinfecție alimentară de grup în rândul beneficiarilor sanatoriului din satul Hârjauca, raionul Călăraș. Cu implicarea în procesul epidemic a 29 de persoane aflate la tratament în perioada respectivă, bolnavii care s-au adresat la medicii din sanatoriu prezentau febră, slăbiciuni generale, greață, tremor și diaree frecventă. S-a stabilit diagnosticul primar, enterită acută. Potrivit sursei, în cadrul anchetei epidemiologice s-a constatat că pacienții s-au alimentat la cantina sanatoriului, consumând mai multe produse din carne. La 17 dintre pacienții examinați bacteriologic s-ar fi depistat salmonella enteriditis, iar ancheta epidemiologică a cazului continuă. De cealaltă parte, administratorul instituției ne-a spus că probele la salmonella au demonstrat rezultate negative. Agenția Națională de Siguranță Alimentelor, ei au venit la fața locului, au prelevat toate probele, toate produsele. Noi ne-au informat telefonic că probele sunt negative. Care a fost cauza, nu pot să mă expun, nu găsesc nicio explicație. Toate procesele tehnologice la noi se respectă. Distribuitorii și producătorii cu produse alimentare cu care noi lucrăm sunt cunoscuți în țară.
sunt producători și distribuitori autohtoni, toate livrările le fac dânșii, toate livrările sunt însoțite de certificat de calitate. Directorul sanatoriului ne-a spus că persoanele care au avut nevoie de tratament ar fi fost deja externate. Au fost careva internări în careva răioane, inclusiv spitalul de boli infecțioase, acolo poate au fost 2-3 internări, dar persoanele deja probabil sunt externate. A fost într-o zi când a fost un aflux mare de persoane, fiind o instituție de tip deschis, nu pot să mă expun, nu găsesc nicio explicație. Personalul angajat este calificat, nu lucrează de un an, doi, lucrează de ani de zile, după aceeași schemă, după aceleași proceduri. Nu găsesc nicio explicație. Așteptăm rezultatele finale. În context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică recomandă respectarea regulilor de igienă și curățenie, iar în cazul apariției semnelor clinice de boli diareice acute, nu se permite autotratamentul, mai ales în cazurile în care aceste simptome se dezvoltă la copii. 35.000 de abonamente anuale de călătorie în transportul public pentru elevii claselor 1-4 au fost tipărite și urmează a fi distribuite în școlile municipale pentru a fi repartizate elevilor. Documentele sunt valabile pentru anul de studii 2023-2024 și oferă deținătorilor dreptul de a călători gratuit în troleibuze și autobuze, inclusiv în perioada vacanțelor. De călătorii gratuite în transportul public beneficiază și 200.000 de pensionari din municipiul Chișinău, precizează direct Generală Mobilitate Urbană. Urmează știrile pe scurt. Buletinul de identitate ar putea fi prezentat la orice operațiune de schimb valutar. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat în cadrul ședinței Parlamentului. Documentul prevede excluderea plafonului de 10.000 de lei, limită până la care pot fi efectuate operațiuni valutare fără prezentarea actului. Autorul inițiativei, deputatul PAS, Radu Marian, susține că modificarea este necesară pentru prevenirea spălării banilor și combaterii finanțării terorismului. Odată cu prezentarea actului de identitate, datele vor fi înregistrate de către unitatea de schimb valutar. Aceasta va permite instituțiilor financiare să monitorizeze tranzacțiile efectuate de către cetățeni. Maia Sandu a avut o discuție cu mai mulți membri ai comunității ucrainenilor din Republica Moldova. Șefa statului și-a exprimat solidaritatea față de țara vecină și angajamentul ferm în condamnarea războiului. Cei prezenți la întrevedere au mulțumit președintei pentru deschidere și pentru sprijinul acordat de către Republica Moldova ucrainenilor care au fost nevoiți să-și părăsească casele și patria din cauza situației din Ucraina. În localitățile rurale vor putea fi autorizate lucrări de construcție în lipsa planurilor de dezvoltare urbanistică pentru clădiri cu înălțimea de până la 3 nivele. Este vorba despre case individuale sau edificii în care se va desfășura activitate de întreprinzător care nu va avea impact semnificativ asupra mediului și sănătății populației. Potrivit autorilor proiectului de lege, care este la etapă de consultări publice, excepția se va acorda deoarece, în prezent, legea nu admite autorizarea construcțiilor în lipsa planurilor urbanistice, care însă sunt costisitoare și nu sunt aprobate în o mare parte din sate și comune. O altă noutate vizează facilitarea condițiilor pentru obținerea actelor permisive în construcții și pentru conectarea-reconectarea la rețelele edilitare. 100 de elevi originari din Republica Moldova, dar care locuiesc peste hotare, au ocupat pentru puțin timp fotoliile deputaților. Elevii care participă la tabăra DOR, Diaspora, Origini, Reveniri, au fost curioși să afle despre studiile, cariera, activitatea de zi cu zi, dar și regretele unui politician. Pe pagina sa de Facebook, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a precizat că a vorbit cu copiii despre cel mai emoționant proiect de lege votat în ultima perioadă și anume cel ce ține de limba română. De asemenea, au mai discutat despre integrarea în Uniunea Europeană. Benzi-
benzina mai scumpă, iar motorina mai ieftină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noile prețuri plafon la carburanți pentru vineri, data de 19 august. Astfel, un litru de benzină va costa la pompă 25 de lei și 97 de bani, cu 8 bani mai mult decât în ziua precedentă. Iar un litru de motorină va putea fi comercializat cu un preț maxim de 23 de lei și 17 bani, cu 3 bănuți mai puțin decât joi. Zeci de hectare de teren agricol și vegetație uscată sunt nimicite zilnic de flăcări din cauza nerespectării regulilor anti-incendiare, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Pe parcursul ultimelor zile, pompierii și salvatorii au intervenit în circa 40 de cazuri de incendii, în urma cărora au fost nimicite peste 50 de hectare de teren, iar o persoană a ajuns la spital. O persoană de 62 de ani a primit intoxicație cu produsele ale arderii și fum în urma producerii incendiului de vegetație uscată. Potrivit informațiilor recepționate de la serviciul 112, bărbatul a avut de suferit încercând să stingă focarele cu forțe proprii. După ce la periferia satului Petrești, Rai 1 Ungheni, un teren cu suprafața de 10 hectare a luat foc. La fața locului pentru lichidarea arderii au intervenit pompierii din Rai 1 Ungheni, care au stins flăcările, iar bărbatul a fost preluat pentru îngrijiri de rigoare de o echipă de medici de la Spitalul Raional. Din cauza unui focar izbucnit pe un teren cu iarbă uscată din municipiul Bălți, flăcările s-au extins pe calea ferată, dar și în gospodăriile private. În urma incendiului de vegetație au fost nimicite 2 hectare de teren cu vegetație uscată. Un microbus parcat în curtea unei gospodării private a fost distrus în totalitate, în urma răspândirii focului. Tot de intervenția echipajelor de pompieri a fost nevoie și în alte localități din raioanele țării. Astfel, angajații GSU au stins 5 hectare de vegetație uscată din raionul Cani, satul Zăicani, 4 hectare în raionul Sângerei și câte 10 hectare de iarbă uscată în raionul Strășeni și Câncești. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să nu dea foc vegetației uscată, stucărișului, dar și gunoiului menajer, întrucât o simplă scânteie poate genera incendii devastatoare, în special pe timp de caniculă. Mai mult, cetățenii sunt rugați să fie mai responsabili, evitând aprinderea suprafețelor de teren, pentru ca focul să nu nimicească flora și fauna țării și să nu provoace pagube în sectorul agricol. Totodată, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciile de urgență situații de risc și să nu încerce să stingă focarele de unii singuri, în vederea evitării pericolului pentru sănătate și viață. Avertizările specialiștilor sunt adresate și lucrătorilor sectorului agricol. Aceștia sunt rugați să nu alimenteze tehnica cu carburanți și lubrifianți pe teritoriul terenurilor agricole, ci doar în locuri special amenajate. De asemenea, fumatul în apropierea terenurilor agricole și spațiilor forestiere este strict interzis. Continuăm ediția cu știri externe. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a semnat o lege conform căreia perioada legii marțiale și a mobilizării în țară se prelungește cu încă 90 de zile până pe data de 15 noiembrie. Anunțul a fost făcut de către deputatul Radei Supreme Iaroslav Jelezniak, scrie presa locală. Modificările intră în vigoare pe data de 18 august, potrivit deputatului Oleksii Goncharenko. Din cauza extinderii legii marțiale și a mobilizării, alegerile legislative programate în Ucraina pentru sfârșitul lunii octombrie vor fi amânate. Potrivit Constituției, mandatele președintelui, cel al Parlamentului și ale altor organe guvernamentale sunt prelungite automat. Talibanii au interzis toate partidele politice din Afganistan, argumentând că astfel de activități sunt împotriva legii islamice. Decizia a fost anunțată a doua zi după ce liderii de facto ai Afganistanului au sărbătorit a doua aniversare de la revenirea lor la putere la Kabul. Până în momentul în care rebelii talibani au recăpătat controlul asupra Afganistanului, oficial în țară erau înregistrate peste 70 de partide politice, mari și mici. În urma ciocnirilor dintre cele două grupuri armate influente din Tripoli, 55 de persoane au murit și 146 au fost rănite. Aceasta este cea mai gravă revoltă din capitala Libiei în ultimul an. Anunțul a fost făcut de către ofițerul de presă al Centrului de Asistență Medicală de Urgență, Malek Mersit, relatează Euronews.
Luptele, care au durat 24 de ore, s-au încheiat după ce s-a ajuns la acordul de încetare a focului, dar tensiunile persistă în continuare la Tripoli, transmite Euronews. Potrivit surselor, 234 de familii și zeci de medici și asistenți străini au fost evacuați din zonele din sudul orașului acolo, unde au avut loc confruntări între brigada 444 a capitalei și forțele Al-Rada. Luptele cu arme grele, lansatoare de rachete și mitraliere au început după ce forțele Al-Rada l-au arestat luni pe colonelul Mahmoud Hamza fără explicații. În urma negocierilor s-a decis transferul comandantului brigăzii 444 pe partea neutră. China continuă să fie un motor important al creșterii economice globale, o spune purtătorul de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe, Wang Wenbin. Este de fapt răspunsul la comentariile cu privire la încetinirea economiei chineze, care, potrivit presei, poate prezenta riscuri pentru creșterea economică globală. Raportul World Economic Outlook al Fondului Monetar Internațional publicat în luna iulie prezice că economia Chinei va spori cu 5,2% în anul 2023, iar contribuția sa la creșterea economică globală va ajunge la o treime din cea a lumii, susține Wang. Dezvoltarea economică de înaltă calitate a Chinei avansează în mod constant, iar consumul joacă un rol din ce în ce mai important în stimularea creșterii economice, a spus acesta. Procesul de modernizare a industriei Chinei continuă. În același timp, potrivit diplomatului, volumul total de export de vehicule electrice, baterii litiu-ion și panouri solare pentru prima jumătate a anului 2023 a crescut cu aproximativ 62% de la an la an, ceea ce demonstrează rezistența ridicată a comerțului exterior al Chinei. Wang Wenbin a subliniat că, în ciuda scăderii cererii externe, ponderea exporturilor Chinei pe piața mondială în primele 7 luni ale acestui an a rămas stabilă. De la pandemia de COVID-19, redresarea economică a Chinei a cunoscut un proces de dezvoltare ondulată și un progres sinuos. În procesul de dezvoltare vor apărea inevitabil dificultăți și probleme, dar nu le vom ocoli. Dimpotrivă, luăm măsuri pentru a le depăși activ. Rezultatele acestui lucru sunt deja vizibile. Încercarea unor politicieni occidentali și mass media de a exagera și de a umfla problemele treptate în redresarea post-epidemică a economiei chineze este contrară realității și pare foarte neconvingătoare. Secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, s-a referit într-un briefing de presă la problemele privind transparența datelor economice publicate de Beijing. Indiferent de aceasta, cifrele din luna iulie i-au determinat pe unii economiști să noteze riscurile că RPC va întâmpina dificultăți în atingerea țintei de creștere a PIB-ului de aproximativ 5% pe an, fără stimulente fiscale suplimentare. Doamnelor, domnilor, urmează în continuare o scurtă pauză de publicitate, după care revenim în studio. În China au intrat în vigoare regulile pentru reglementarea activităților serviciilor de inteligență artificială generativă. Măsurile în acest sens au fost prezentate de către autorități la începutul lunii iulie. Potrivit acestora, conținutul creat cu ajutorul inteligenței artificiale, inclusiv textele, imaginile, audio, video și alte formate, trebuie să întruchipeze valori socialiste de bază, să nu amenințe securitatea națională și să nu conțină discriminare și propaganda terorismului și a violenței. Pentru a stabili regulile jocului în noul domeniu, autoritățile chineze au pregătit reguli de reglementare a activităților serviciilor de inteligență artificială generativă. De fapt, salut noua lege, deoarece acest set de principii bine definite va deschide calea pentru generarea de conținut mai precis, care este esențial pentru utilizarea în siguranță a inteligenței artificiale generative. Experții consideră că noile reguli nu numai că asigură siguranța, ci și încurajează inovația, care este un factor cheie în dezvoltarea ulterioară a acestei noi tehnologii.
Această tehnologie evoluează rapid și câștigă teren. În plus, aplicațiile și cazurile de utilizare se schimbă rapid. Prin urmare, credem că guvernul va trebui să colecteze feedback și comentarii din interiorul industriei, precum și de la companii și persoane fizice, pentru a îmbunătăți regulile în funcție de circumstanțele în schimbare. În general, experții sunt optimiști cu privire la dezvoltarea inteligenței artificiale generative pe piața internă chineză. În opinia lor, companiile chineze au unde să crească. Scopul este de a ajunge din urmă lideri mondiali, cum ar fi dezvoltatorul ChatGPT și OpenAI din San Francisco. China este o economie mare, există o creștere internă uriașă pentru astfel de tehnologii, iar giganții chineși de internet sunt deja destul de dezvoltați și au toate condițiile necesare pentru a-și crea propriile produse competitive. Experții din industrie sunt de părere că tehnologia inteligenței artificiale poate fi un motor major al inovației și creșterii economice, dar avertizează de asemenea că este important să folosiți inteligența artificială generativă în mod responsabil și etic. Acesta este ceea ce va determina dacă o nouă tehnologie va fi o binefacere sau o amenințare. Forfotă mare în Irlanda, mii de oameni s-au grăbit să retragă bani de la bancomatele locale. Una dintre băncile de top, din greșeală, a transferat pe conturile tuturor clienților săi câte 1000 de euro. Este vorba chiar și despre cei care nu aveau niciun cent în cont. Reprezentanții băncii au anunțat clienții că este vorba despre o problemă la aplicația online, dar și la site-ul său, după ce au recepționat mai multe plângeri de la utilizatori, inclusiv de la cei aflați în străinătate, că nu pot face transferuri de bani. Potrivit Daily Mail, în aceeași seară, clienții au descoperit că pot obține numerar de la bancomate, în ciuda nivelului scăzut al fondurilor din conturile lor. Agenții de pază au avut ordin să escorteze clienții departe de bancomate, în timp ce oamenii au făcut cozi pentru a profita de eroare. Mii de irlandezi au reușit să retragă cei 1000 de euro. În unele cazuri, persoanele care nu aveau bani în cont au transferat banii în contul Revolut. Valoarea prejudiciului nu se cunoaște deocamdată. Instituția financiară a avertizat că toți banii scoși de pe contul său vor fi debitați ulterior. Săptămâna viitoare, președintele american Joe Biden și prima doamnă Jill Biden vor merge în Maui pentru a se întâlni cu salvatorii și victimele dezastrelor, precum și cu oficiali federali și locali. Informația a fost confirmată de către reprezentanții Casei Albe. În timpul călătoriei pe insulă, Joe Biden va discuta cu autoritățile locale următorii pași pentru refacerea infrastructurii. Potrivit Casei Albe, președintele continuă să ia o atitudine în cazul incendiilor și în numele guvernului federal s-a angajat să ofere oamenilor din Hawaii tot de ce au nevoie pentru a se recupera după dezastru. Între timp, pe insulă continuă operațiunea de căutare. Peste 2200 de clădiri au fost distruse sau avariate în urma incendiului, dintre care 86% casele oamenilor. Agenția Federală pentru Managementul Urgențelor estimează că reconstrucția orașului va costa 5,5 miliarde de dolari. Incendiul a izbucnit la pășunile din afara orașului și a distrus totul pe o suprafață de 13 km pătrați, timp de doar câteva ore. Oamenii spun că nu au fost avertizați, iar autoritățile explică de ce nu au declanșat sirena. Sirenele sunt folosite în principal pentru avertizare de tsunami și tocmai din acest motiv aproape toate se află pe litoral. Oamenii știu că dacă sună o sirenă trebuie să alerge spre un teren mai înalt. Autoritățile s-au temut că unii oameni vor alerga spre dealuri chiar în fața flăcărilor. Acum locuitorilor li se oferă mâncare, apă, îmbrăcăminte și medicamente esențiale. Potrivit ultimelor cifre oficiale, cel puțin 106 de persoane au murit în incendiile de pe Maui. Și insula spaniolă Tenerife este cuprinsă de un incendiu masiv de pădure, arde un parc național muntos de pe versanții din apropierea vulcanului Adormit Teide, cel mai înalt punct din Spania. În doar o zi, incendiul a cuprins 1800 de hectare de teritoriu. Perimetrul zonei de incendiu a ajuns la 22 de kilometri. Incendiul a cuprins în special pădurile uscate. Munca pompierilor este îngreunată de terenul dificil cu pante abrupte. Tenerife este cea mai mare insulă din insulele Canare.
Cel puțin 27 de persoane au murit în urma unei explozii puternice în Republica Dominicană. Tragedia a avut loc într-o zonă aglomerată din centrul orașului San Cristobal. 4 clădiri au fost complet distruse, iar alte 9 au fost avariate. Miercuri, pompierii încă încercau să stingă focul. Cauzele exploziei nu au fost stabilite deocamdată. Familiile persoanelor dispărute după explozia din orașul dominican San Cristobal așteaptă informații despre cei dragi, potrivit Centrului Național pentru Situații de Urgență. A fost deja confirmat decesul a 27 de persoane, inclusiv un bebeluș de 4 luni. Aproximativ 60 de oameni au fost răniți, în timp ce pompierii, soldații și salvatorii lucrează în zona dezastrului. Rudele își caută disperate apropiații prin spitale. L-am căutat în toate spitalele, dar nu l-am găsit încă. Nu lucra acolo, dar a trecut pe lângă locul exploziei. Nu știm ce s-a întâmplat cu el după aceea. Ne-au spus că a suferit într-un incendiu. Am căutat tot spitalul, dar nu e nicio persoană cu numele ei. Am aflat că a fost văzută aici ieri, dar e încă dispărută. M-am dus să identific o victimă, dar nu e cea pe care o căutăm. Epicentrul exploziei a fost stabilit într-o brutărie. Incendiul care a izbucnit după s-a extins la magazinele învecinate. Cauzele deflagrației nu au fost deocamdată stabilite. Anchetatorii au constatat că la fața locului nu se aflau containere cu combustibil. Localnicii s-au plâns anterior autorităților că în clădire ar fi funcționat o fabrică ilegală. Cel puțin 7 persoane au fost rănite într-un accident petrecut în cel mai mare parc de distracții din Germania, în orașul Rust, în timpul unui spectacol acrobatic în care artiștii se scufundă în apă de la o înălțime de 25 de metri. Pereții piscinei nu au rezistat și s-au prăbușit, la fel și construcțiile de pe care notătorii săreau în apă. 5 sportivi și 2 spectatori au fost răniți. Cauzele accidentului se cercetează. Dezvoltarea inteligenței artificiale și a roboticii a atins o asemenea amploare încât, după cum prevăd experții, foarte curând tehnologia va înlocui oamenii în majoritatea profesiilor și nu numai pe pământ, ci și chiar pe cer. Inginerii de la Institutul Avansat de Știință și Tehnologie din Coreea, Bunăoară, au dezvoltat un robot umanoid care poate pilota o aeronavă fără prezența în cabină. Cu brațele sale mecanice, robotul pe nume Pibot apasă cu îndemnare butoanele și trage pârghiile de pe consola din cabina de pilotaj chiar și atunci când aeronava vibrează. Camerele externe îi permit să monitorizeze starea curentă a navei, iar camerele interne îi permit să acționeze întrerupătoarele principale de pe panoul de control. Pibot este capabil să manevreze cele mai complexe instrucțiuni în diferite limbi, de acolo și marea sa adaptabilitate la diferite tipuri de aeronave. Capacitatea sa de memorie poate găzdui hărți aeronautice ale întregii lumi, ceea ce depășește puterea unui pilot uman. Echipa de cercetare susține că Pibot înțelege și își amintește manualele concepute inițial pentru oameni datorită progreselor recente în tehnologia modelelor de limbaj. Potrivit dezvoltatorilor, robotul poate zbura fără erori, în timp ce este capabil să răspundă mult mai rapid decât omologii săi umani în situații de urgență. Memoria sa se potrivește manualelor și instrucțiunilor de operare a aeronavelor în caz de probleme și situații de urgență. În plus, Pibot poate calcula o rută sigură în timp real pe baza stării aeronavei în aer, poate comunica cu controlorii de trafic aerian și cu oamenii din cabina de pilotaj folosind sinteza vocală. Capacitatea robotului umanoid cu înălțime de 160 cm și o greutate aproximativă de 65 de kg depășesc sfera aviației. Pibot poate conduce cu ușurință o mașină, un elicopter militar și chiar poate prelua comanda unei nave maritime. Robotul este în curs de dezvoltare și urmează a fi finalizat până în anul 2026. Președintele UEFA, Alexandru Ceferin, a promis că va lupta pentru a combate violența în fotbal. Declarația vine la o săptămână după tragicul incident de la Atena și a fost făcută în timpul întâlnirii sale cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Șeful UEFA a ajuns la Atena la o săptămână după moartea lui Michalis Katsouris, deces survenit în timpul ciocnirilor dintre suporterii grecilor de la AEK Atena și cei sârbilor de la Dinamo Zagreb. Aceștia nu sunt fani ai fotbalului. Nu-i numiți fani ai fotbalului pentru că nu sunt. Aceștia sunt oameni care folosesc fotbalul pentru ideile lor stupide. Ceferin a purtat discuții și cu reprezentanții celor 4 mari cluburi din Grecia. Acestea au avut loc cu câteva ore înainte de meciul din Supercupă dintre Sevilla și Manchester City.
Sper din tot sufletul că guvernul nu va trebui să recurgă la ultima măsură de pedeapsă pe care o avem la dispoziție, excluderea temporară a echipelor grecești din competițiile europene de fotbal între cluburi. Sunt sigur că nu se va ajunge la aceasta și cred că toată lumea și-a dat seama nu numai de gravitatea situației, ci și de hotărârea guvernului de a eradica acest flagel. După incidentul de la Atena, peste 100 de persoane au fost reținute sub acuzația de crimă și apartenență la un grup criminal organizat. Majoritatea dintre aceștia sunt cetățeni ai Croației. UEFA a amânat meciul de calificare în Liga Campionilor dintre AEK Atena și Dinamo Zagreb, joc care trebuia să se desfășoare săptămâna trecută. Meciul a avut loc pe data de 15 august la Zagreb. AEK a câștigat cu scorul de 2-1. Sâmbătă echipele vor juca la Atena. Acestea au fost știrile ore 16, urmăriți în continuare proiectul 500, emisiunea care pune preț pe inteligența moldovenilor și premiază cu 500 de lei. Rămâneți cu ochii pe noi!